Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună la Pasul la Offside, emisiunea al cărei invitat în această seară este primarul orașului Bușteni, Emanuel Savin. Bună seara, domnule primar! Bine ați venit bună la emisiune! Mulțumesc de invitație! Știți că s-a făcut un adevărat tam-tam în ideea în care m-a oprit lumea pe stradă și m-a întrebat, dar primarul ăla de la Bușteni, ăla care ajută petrolul, de ce nu-l chemați la emisiune? Și am zis, domnilor, în ultima decadă sau în ultimele două săptămâni ale lunii decembrie, de fiecare dată primarul Savin vine la emisiunea Pasul Offside. Nu cred că mă va refuza de data aceasta. V-am întrebat, mi-a spus că există această posibilitate, dar numai azi și nu săptămâna trecută și iată vă prezent în studioul Pasului la Offside, emisiune care tratează problemele sportului prahovean, sportului local, iar dumneavoastră sunteți aici mai ales pentru ceea ce ați hotărât în urmă cu mai multe zile și anume că împreună cu Lucian Rădulescu, un om de afaceri de aici din Ploiești, să susțineți o cauză nobilă, cauza eu aș vrea să nu-i zic revenirii, menținerii petrolului pe stadionul Ioana. Găsiți că era normal ca petrolul să plece de aici, de la Ploiești? Nu. Nu era normal. Chiar atunci când am aflat, am rămas mâhnit, pentru că știu cu câtă trudă, cu câtă greutate s-a construit acest frumos stadion. E păcat să nu joace petrolul echipă cu tradiție. Nu vorbim de o echipă, eu știu, de care n-aș vrea să jignesc Chiajna, cum era Urziceni, sau cum e Voluntariu. Da. Deci, domnule, Petrolul Ploiești. Petrolul Ploiești e în primele patru echipe ale, dar cum e posibil, ale României, ca tradiție, cum ca respect. Cum e posibil ca cineva să gândească la așa ceva? Dar să știți că am aflat și chiar eram seara cu președintele Consiliului Județean, am jucat fotbal la Blejoi, să-l salut și pe domnul Toader și pe domnul Dumitru, primarul, vă mai întâlniți, primarul orașului Blejoi, a făcut comună, dar a făcut foarte frumos. Mi-a plăcut sala extraordinar și un complex frumos și el, am jucat fotbal în sală. Mi-a plăcut extraordinar la Blejoi și chiar am anunțat, am sunat-o și pe doamna prefectă, domnule, zic, trebuie neapărat să mâine la 10 să ne întâlnim, să vedem. Nu-i păcat, zic, nu-i păcat să plece și să lăsăm stadionul ăsta de paragină și să nu se joace meciul pe, și să găsim soluții. Și bineînțeles că împreună cu Lucică și am spus, s-au făcut soluții. Dacă nu te descurci cu banii, și am plătit eu o factură și am reușit să joace Petrolul ultimele două etape pe teren propriu. Sigur, asta e o soluție de avarie. Să zic, de avarie și de compromis. Câteodată ne simțim poate cei care au trudit pentru clubul ăsta, care au jucat, să simt jigniți. La momentul ăsta, mă refer la valorile, așa este, valorile petroliste care au jucat de-a lungul anilor și au dus echipa în Cupa UEFA. Au câștigat campionate, cupe și așa mai departe. Au învins Liverpool și așa mai departe. Da. Și atunci a cuplat foarte bine și doamna prefect, chiar mi-a plăcut extraordinar, și domnul președinte a Consiliului Județean. Bineînțeles, și l-am luat puțin pe Iulică la tur, i-am zis, bă, tu ești primar. Zic, la tine tu trebuie să hotărăști. Nu mai dați, de ce te v-ați scărpina voi și ați dat voi stadionul pe Însegheu, pe aia încărcați și pe aia, îi băgați și pe aia la faliment să plătească impozit pe stadion, luați banii de la Segheu să vă dea impozit vouă pe clădire la primărie. Că cei n-au echipa, sau eu știu, clubul Petrolul n-a mai avut bani să suporte toate cheltuielile. Și acum pentru două etape să-i trimiți să joace, nu știu pe unde, pe ce coclaure. Și atunci au înțeles și a luat hotărârea Iulian Teodorescu, mi-a plăcut de el și a zis, domnule, gata. Și am găsit soluții, bineînțeles, cu contracost, dar a fost bună soluția, dar nu cred că merită Petrolul să rămână la mâna mea sau Lucică Rădulescu sau nu știu, oricare să ajungă să plătească să joace. Nu e corect, dar stadionul e făcut pentru clubul Petrolul și stadionul trebuie să fie transferat de urgență, că am înțeles că e o ședință de Consiliu în seara. Pentru a fi trecut la CSM. Și chiar am să vorbesc și eu cu consilierii, cu ai noștri de la Partidul Național Liberal să voteze și să treacă stadionul în administrarea CSM-ului și să rămână efectiv pentru clubul de fotbal Petrolul Ploiești, pentru că e emblema. Și să răspundă sportivii de sportivi, nu? Adică nu politicul de sportivi. Nu mi se pare normal. Dumneavoastră ce ziceți? Da, mi se pare că actualii consilieri locali sau eu știu și actualul primar interimar fug de responsabilitate. Le-o fi frică? I-a spus, bă, lăsați-mă pe mine 3 luni la Ploiești aici și vă hotărăsc eu să vedeți cât de repede. Pentru că proprietarul stadionului e Consiliul Local. Consiliul Local are dreptul să-l facă, să-l atribui. Le e frică să voteze. De ce nu? Frate, dacă am făcut stadion pentru fotbal, ce să facem cu el? Deci el ar trebui dat cu titlul gratuit. Nu trebuie să le ia niciun leu.
și să angajeze ei, să-și facă de la cel de la portar până la cel care tunde gazonul, să-și angajeze oameni, să suporte cheltuielile și, bineînțeles, că împreună cu cei care, cu clubul de fotbal. Adică pentru cei că care... Să nu mai fie SGU, să-i facă mentenanța, să-i facă toată administrarea. Păi dar au forță, domnule. Păi au forță cu aia, dar nu, poate n-au plătit. Pentru că eu dacă l-aș da direct clubului, așa? Clubul atunci când nu plătește gazul, îi taie gazul, nu plătește apa, îi taie apa, nu plătește aia și e foarte bine să-l administreze. Și atunci nu le convine să mai rămână. Când era SG-ul, lasă-mă că plătește SG-ul. Și să rămână, refer acum, cei care sunt patronii sau proprietarii clubului de fotbal Petrolul. Și atunci nu mai convine să mai rămână cu datorii. Probabil că au făcut și niște investiții, au fost niște discuții pe investiții. Trebuie, dacă au fost acceptate, trebuie verificate investițiile. Dacă au fost făcute cu acceptul proprietarului, Consiliul Local, pentru că trebuia să-i dea accept, să-i le recunoască, sau am înțeles că le-a recunoscut, să plece cu datoria, să se compenseze, iar diferența de bani să eșaloneze cei de la Clubul Petrol, nu de la CSM, și să oblige cu achită într-un termen de. Până la, eu știu, până la. Iar CSM-ul, dacă preia, să facă alt contract cu Clubul de Fotbal Petrolul și să plece de la zero. Dom'le, ăștia suntem noi, atât plătim. Dar nu poți să-i dai stadionul cu 17.000 de euro să joace la un meci acasă. Păi ne jucăm pe Dinamo, ne jucăm pe... Pe Național Arena. Adică sunt sume exorbitante. Trebuie înțeles, eu știu, plata cu ora sau eu știu cum să... Să fie o chirie, bineînțeles, să se acopere cheltuielile. Adică administrarea discutăm. Cei care administrează cu chiria să se acopere cheltuielile. Că nu Consiliul Local Ploiești n-are nevoie de profit. N-are nevoie să câștigi pe urma... De aici. Da, trăiește cel mai mare municipiu din țară cu cel mai mare buget, după urma închirierii stadionului. Hai, Dumnezeu, să fim. Domnul primar, ați avansat o temă din punctul meu de vedere deosebit de glisandă. În ce idee? În ideea în care dumneavoastră a spus că acestor consilieri le-ar fi frică. De ce să le fie, domne, frică? Păi nu știu de ce le frică, pentru că ei, da, atunci să plece, să lase pe alții, n-au ce căut. Bă, fraților, asumați-vă. Dacă e stadion făcut pentru fotbal, ce scrie la obiectul de activitate? Fotbal și evenimente. Dar evenimente, nu știu. Au fost aproape două. Și fotbal continuă, nu? Da, da. Nu-i păcat. Da, da. Adică nu trebuie să ne... Eu țin cu sportul, să știți. Adică, în general, nu că m-am... Și am rămas așa... Că poate, sunt și contra... am fost de baric... Deci mă pun pe partea primarului. Eu am fost contra să se dea bani de la bugetul local către fotbal. Fotbal am spus să-l facă cei cu bani și să-l facă societățile astea mari, cu sponsori, cu... Și bineînțeles, da, așa e normal, firmele bogate, normal. Că așa e în toată lumea. Nu consider, dacă tot așa am investit în stadion și le pun stadionul gratis, nu vreau să mai le dau și bani de la bugetul local. Deci aici m-am contrazis și mi-l pusesem și pe Volosevici în cap, bine chiar și pe Bădescu, pentru că atunci când am spus că n-aș da bani de la bugetul local. Nu, pe atât timp că trebuie să mai finalizăm școli, grădinițe, spitale și avem atâtea lucruri care trebuie să făcute, dacă cum ajunge la un nivel mai mare să ne dea bani afară de în casă, aș da bani și la fotbal. Dar în schimb, sporturile de masă, sporturile care sunt... Care produc handball, copii, care produc... Da, discutăm și de sporturile astea în sală, că e boxul, că avem lupte, că avem... Sporturile de masă, atletismul, da. Eu știu, la cluburile, că sunt și cluburi finanțate de federațiile, de Ministerul Sportului. Aici trebuie avut grijă. De ei. Trebuie grijă de ei. Nu discut cum era Asesoptă, că Asesoptă nu era un club ca să primească bani de la... N-am nimica cu ei, că prietenii mei. Dar nu era normal la nivelul lor ce juca să primească bani de la bugetul local. Eu sportul le-o dădeam la jos, la copii, la juniori, la... Deci, în cluburile sportive care le aveam, finanțam, bineînțeles, și pe școli dezvoltam terenuri de sport sintetici, săli de sport. Deci, prin fiecare școală căutam să le dotez, pentru că sportul de prima fază se fac exact la școală să învață. Și primii copii care îi alegi pentru orice sport, faci selecții până școlile, pleci de la școlile generale. Să știți că așa se făceau și pe vremuri. Discutăm... Atunci era Dacia, dar erau altele. Da. Dar primul contact sau primul... Era în școală. Știu, unui specialist care vrea să ochească, îl vede și cum bate mingea la hamba, îl vede și câte de înalt... Cum aleargă, deci ce de tentare, școlile generale. Că le-au la atletism, că-l duc la box, că-l duc la aia. Și de acolo încolo, cei de specialitate și aleg copiii, de acolo și aleg copiii. Și de aia trebuie dezvoltată sportul ăsta, orizontală și în școli. În școli, vorbesc în școli și în licee. Campionate, competiții și între școli. Deci totdeauna trebuie introdus competiția, că aici, atunci se văd. În școala generală, ați văzut copiii să ia la 10 ani, la 11 ani, la 12 ani, ajung. Bala, lupte, bala, deci îi vezi pe saltea, îi vezi pe la boxe, îi vezi... Și bineînțeles, ați văzut la fotbal, la basket, la handbal. Pentru că totuși,
Ploieștiul are echipă și are tradiție. Și la, acum am înțeles că are și o echipă de volei privată, care, iată, o echipă de volei. O, m-am întâlnit cu domnul Diaconeasa, a venit într-o zi până la Bușteni, chiar mi-a plăcut. Zic, uite, bă, o echipă de... rar vezi vorba aia să susțină, că aici chiar n-ai nici spectatori, chiar n-ai, nu prea ai avantaje. Și e un lucru extraordinar să ajungi în divizia A pe echipă de volei privată. Domnul primar, nu vreau să dezvolt foarte tare subiectul, dar trebuie să-l închidem. Vorbeați la un moment dat despre ASSOFT și despre Sebi Ghiță și despre susținerea pe care o acorda echipei de basket. N-am nimic și nu vreau să comentez această chestie. La un moment dat s-au primit bani, așa cum dumneavoastră spuneați, de la Consiliul Local. Numai că acei bani, și repet, nu-i partipri către nimeni, nu fac niciun fel de trimitere, niciun fel de ajutor. Acei bani veneau pe criterii de performanță. Veneau pentru cea mai bună echipă din Ploiești, echipă din Prahova. Sunt de acord și bun. Adică poate fi premiată? Nu discutăm aici, dacă stabilim prin Consiliul Local criterii de performanță. Asta a fost. Adică nu putem spune că ASSOFT n-a făcut performanță, că a fost și rămâne în istoria baschetului românesc ca cea mai bună. ASSOFT-ul, Petrolul, la un moment dat au făcut performanță. Da. Da. Și aici pentru performanță. Deci aici era voie să dea bani? Pentru performanță sunt de acord să se susțină, să se dea bani. Pentru anumite rezultate, adică ne clasăm. Bă, ajung mondial. Câștigăm Cupa României, ne calificăm în Cupa UEFA. Merge la Olimpiadă. Mergem la Olimpiadă, da. Pentru toți cei care aici... Merită, că știu că și dumneavoastră premiați performanța. Eu dau premii și la copii care vin în Olimpiadă, județene, interjudețene, naționale, internaționale. Deci, știu că Bușteniu și-a făcut un titlu de glorie prin... Nu discutăm. Premia de fiecare dată și nu numai sportivii. Nu, eu am spus că nu sunt de acord să finanțez de la bugetul local, să întrețin cu totul. Cu stadion, adică să întrețin. Am înțeles. Deci criteriile de performanță, Dă departe. Criteriile. Deci să ne gândim. Vă dau un exemplu. La noi, spre exemplu, și profesorii primesc bani, care au copii la olimpiadă, județeană, interjudețeană, națională. Ce de normal. Da, da. Deci sunt niște criterii care le-am stabilit și e foarte bine de susținut performanța, dar numai la rezultat. Deci, dar dumneavoastră nu vă mai e frică, văd. Păi de ce să-mi fie? Să faceți treaba asta. De ce să-mi fie frică? Păi văd că la toată am frică. Acum două săptămâni am avut gala atletismului românesc, unde am premiat, a fost cei mai mari sportivi din toate timpurile. Din toate timpurile. La Bușteni. Vorbesc și de Doina Melinte și de Marcica Puică, Fița Lovin, Gabi Sabo și bineînțeles și generația. A fost așa, să zic, trecutul, prezentul și viitorul, că a venit și tineretul. Avem campioni, am avut campioni mondial la juniori, la atletic. Da? După aia am avut gala alpinismului. Iar un sport și numai acum ești emeriți. La fel a fost generația trecută, prezentă și viitoare. Aseară am avut o gală a columbofiliei. Noi avem afiliat clubul 25-29 la Caraimană Bușteni și aici avem Sinaia Bușteni Ajuga și am rămas impresionat de ce premii și câtă muncă fac acești oameni care iubesc animalele astea, porumbei ăștia mici, care într-adevăr știți foarte bine că au câștigat și războaie porumbei. Corect. Dar mi-au plăcut de ei, foarte, foarte uniți și foarte bine organizați. Extraordinar. Și zic că uite, domnule, că se poate. Bineînțeles că e muncă. Uite că și băgându-i în seamă, ca dumneavoastră. Cheltuie bani destul de mulți. Acolo se face numai cu bani din... Numai fonduri proprii. Buzunar, și sunt în asociere. Și... Dar oricum, e un lucru extraordinar de frumos și nu știu dacă aveți... Cred probabil că au imagine cei de la WILF. Da, la WILF TV. La WILF TV ai dumneavoastră și o să vadă cetățenii orașului Ploiești. Ce a fost acolo. Să vedeți ce frumusețe a fost și cu porumbei și cu... Și iată, zic că ușor, ușor în toate... Deci noi am luat-o de jos. Am echipă de lupte și am campion național la juniori. Am echipă de karate, am la tenis echipă club, am campion național și avem singura fată, Ana Cail, care a participat la Olimpiada de la Sochi și acum e la Cupa Mondială. S-a clasat. Avem Sani, avem fata pe Raluca Strămăturaru, care iar e calificată acum la Cupa Mondială, în primele 5 fete la Cupa Mondială la Sani. Deci, mă refer că am înființat secții de Dar ce sunt? Sportive. Un club? Avem un club Caraimanu și noi îl finanțăm. Nu e sumă mare, dar pentru sporturile astea de masă contează foarte mult. Și bineînțeles că deja e performanță, că Raluca e la Sani, fata... Ne-a trimis facturile, acum i-am luat schiuri și costumul și joacă cu Prisig la primărie orașului Bușteni, acum la Cupa Mondială la schi. Asta e o... Caraimanu Bușteni. Vă mândriți cu treaba asta. Normal că...
Și de ce vă întreb? Vă întreb pentru că, uite, am avut mulți oameni, intru în contact cu foarte multă lume care urmărește această emisiune și care mă întreabă, dar ce-o fi câștigând Savin făcând aceste acte? Am știut ce să le răspund, dar vreau să vă ascult pe dumneavoastră. Ce câștigați? Când vine Michael, când vine Sebastian Cău la Bușteni și la două săptămâni ajunge președintele Federației Internaționale de Atletism. Am fost prezent la Beijing, am fost personal cu președintele Federației. Gândiți-vă și dumneavoastră cât de mândru trebuie să fii când l-ai ambasador pe Sebastian Cău, care vorba aia, a fost președintele Comitetului de Organizare la Olimpiada de la Londra și acum să vină să viziteze Bușteni. Și primul congres mondial care îl va face la Bușteni. Gândiți-vă la ce nivel... Cât, unde se duce nivelul de percepție. Nu, discutăm și de nivelul. Când o vezi pe Angela Gheorghiu că vorbește pe CNN de Bușteni, că a făcut Crăciunul, a făcut 3 ani Crăciunul la Bușteni. Deci, înseamnă că dacă a făcut 3 ani, înseamnă că eu fi plăcut lui femeia. E o realizare. Te duci undeva unde îți place, nu? Deci avem un să zic așa, un val ascensiv de promovare din partea tuturor celor care sunt cetățeni de onoare orașului Bușteni. Acum câteva 3 zile l-am avut pe Dan Puric. Puric, da. A fost sala extraordinară, a fost plină sala în Casa de Cultură și un actor, un regizor, un eseist de mare credibilitate. Talie, bun. Și moralitate. Discutăm și despre sport. Da, că sportivi avem foarte mulți sportivi, nu are rost să-i mai trec. Sigur că da. Sportivi care an de an vin și își aduc aminte pe plaiurile pe unde colindă, aduc de fiecare avem dată. Avem petreceri de sfârșit de an, vine Alina Dumitru, vine Ana Maria Brân. Vorbesc de numai de nivel de campion mondial, campion olimpic. Da. Și acum așa o să avem la petrecerea de sfârșit de an foarte mult. Iarăși revin. Cei care au fost anul trecut revin. Da, vin în fiecare sfârșit de an. V-ați făcut un titlu de glorie an de an premiind astfel de oameni. Dumneavoastră aveți în momentul de față un număr foarte mare de cetățeni de onoare în Bușteni. Unde ați ajuns? Undeva la 40, nu știu. Nu, cred că sunt 50 și ceva. 50 și ceva? 52, 54. Ținând cont de faptul că dumneavoastră probabil sunteți primar pe viață în Bușteni. Nu știu acum că eu n-am visat niciodată să ajung pe mine. Nu sunt primar. Păi de... nu, dar și nu sunt primar de carieră. Eu tot mă gândesc tot la afaceri. Că acum încet, încet vreau să încep să mă apuc să construiesc. Că am niște terenuri. A fost o perioadă înghețată, ați văzut... O perioadă înghețată la așa în zona afacerilor imobiliare ce am eu și acum chiar am început să deja am început să dezghețe 70 ceva de loturi în zona Bercenului, Vidra cu Berceni și o să ne apucăm în primăvară de facem 70 de case. Acolo parcă să treacă un drum. Ne apucăm de construit pentru că s-au mai mișcat, am mai vândut un teren la Lidl, am mai luat și noi bani și ne apucăm de a face, pentru că banii trebuie să investiți și trebuie să ne apucăm să facem treabă, pentru că nu, la primărie nu prea am ce face, trebuie să stau și 2-3 ore pe săptămână, cât stau pe la primărie. Eu știam că primarul vine și semnează ca primar. Nu am ce face, eu am un viceprimar foarte bun și ajung că sunt anumite probleme care trebuie să le semnez, contracte, autorizații. Știți că până la urmă de votat vă votează oamenii din... oraș, da? Din localitate. Dacă ei sunt mulțumiți de ceea ce văd, dacă ei sunt mulțumiți de viața pe care o au, o să vă mai voteze. Dacă nu... În 2012 am plecat din țară în campanie electorală. N-am fost în țară, nu am candidat, dar n-am fost în țară. Ca să nu spună că am făcut, că am dat parchet, nu vreau să mai au discuții. Și am plecat din țară și am venit când mi-era o zi de campanie și am luat 73%. Deci, se poate câștiga și fără campanie electorală. N-am făcut. Dacă îți faci campanii 4 ani, merită să faci în alea 30 de zile, să te faci de râs. Și dumneavoastră clarții. Am auzit-o, eu sunt secretarul general Asociația Orașelor și sunt și președinte interimar pentru că domnul primarul de Năvodare a avut niște probleme. Și am făcut ședință săptămâna trecută cu domnul Dâncu, că acum dau dintr-un an altul, cu domnul viceprim-ministru. Am avut adunarea trimestrială cu Asociația Orașelor. Știți că am făcut organizat și Cupa Orașelor la fotbal, da, pe care am câștigat-o în vară. La care jucați vârf de atac. Îmi spune un primar. Un primar de oraș. Zice, cum stai cu campanie? Zic, n-am nicio treabă, cam unul de la Balș. Și zice, uite ce îmi spune un cetățean, un vecin al meu. Că l-a întrebat pe Nea Costică, zice, ce faci, cu cine votezi? Păi ce votezi cu...
Votez cu PSD-ul, nu votez cu PNL-ul. Bă, da, zi, PNL-ul ți-a dat casă, ți-a dat apartament, erai cu doi copii pe drum, ți-a dat... Și ce răspuns îi dă? Și că da, dar rachiu. Deci dacă se ajunge să, pentru un rachiu să dai un vot la... Și mi s-a părut un lucru atât de urât în care am zis, domnule, în campanie n-ar trebui să mai facem nimic. Adică nu trebuie să ieșim. Și e bună. Mergeți cu propunerea asta? E bun sistemul ăsta de, campanie. Să meargă numai pe media și pe, eu știu, pe felicitare. Pun program, pun proiect. Adică eu dacă mă duc primar nou să candidez, să vin să propun, iar eu ce am, cel care sunt în funcție, ce am în program, ce trebuie să termin și ce am în continuare. Și am, vorbim de strategie, când strategia deja să 2015-2020 deja o avem la... E făcută. Aprobat acum, printr-un fond. Am făcut-o prin fonduri europene, în parteneriat cu Asociația Orașelor din România. Și avem, și avem toate... Tot ceea ce... Și ar mai trebuie să mai fie, domnul... Păi avem de finalizat, eu știu, apă, canal în zona Piatrar, să avem stadionul, avem crucea după Caraiman. E și stadionul. Da, stadionul, stadion internațional de atletism. Dar nu știu, nu v-am arătat proiectul. Să vă arăt. Avem o prefezabilitate făcută și acum urmează să aprobăm, avem o problemă cu un teren acolo, să urmează să aprobăm criteriile, să alipim cele suprafețele care le avem și să-l predăm la CNI. Nu știu sigur dacă ne va aproba și sala polivalentă, dar în prima fază ne aprobă stadionul. Unde domnule ar trebui să fie sala polivalentă? Sala peste A, peste Prahova, pe terenul din spatele, pentru că acolo, pe acolo va trece DN1. Apropo, s-a scos la licitație acum o variantă ocolitoare la intrare în Bușteni, la intrare în oraș, după ce trece în Poiana Țapului, și se intre pe lângă fabrica de hârtie și se iese după spitalul Azuga. Deci avem o variantă de aproape 4 km, 3 km 800. Pe lângă hârtie... Și pe lângă, pe față, pe la castel, pe lângă stadion, pe lângă... Deci, și ne scoate stadionul la DN1, deci nu vom mai avea probleme cu, accesul la stadion. Deci stadionul va fi la DN1. Dar acolo nu e cale ferată? Nu, nu, nu avem treabă cu cale ferată. Bun. Deci intrăm fără, că traversăm decât Prahova și pe aia pe mală Prahova. Păi să mai descongestionează un pic. Da, ne ușurează un pic și nu mai trec toate camioanele și toate mașinile de tonaj greu în centrul orașului. Și atunci putem să avem și noi variantă și putem să modernizăm și noi centrul orașului, pentru că noi nu putem să-l modernizăm, că aparține totul cu DN1 acolo și n-ai dreptul să faci, nu putem să-l... Și autostrada? Autostrada prin păduri. Mai trăim, nu? Și noi ca nu, să vedem? Nu cred. Nu, eu nu mi-am pierdut acum orice speranță, să vedem exact. Trebuie tot un guvern politic sau, eu știu, să-și asume. Trebuie politic? Da, tot un guvern, pentru că cei care sunt acum n-au curajul să asume. De ce? Păi nu știu, mi se pare ca să aloci sau ăștia dacă au curaj, deci actualul guvern, eu am făcut o glumă și unii au luat-o în serios, i-am spus lui domnul Dâncu, zic, domnul Dâncu, sunteți primul guvern din România care aveți în subordine Parlamentul, între ghilimele, că să nu înțeleagă lumea acum că nu știu Parlamentul legislativ. Și zic, dumneavoastră, tot ce propuneți, Parlamentul aprobă. Și probabil că se poate face. Păi asta e de bine. Păi e de bine, Ar trebui să fie de bine, pentru că actualul guvern, dacă se gândească, discutăm până în 2020, să facă un program, să unească, să treacă cu Valea Prahovei, să meargă Piteșcă, Sibiu, și să unească din Moldova, să vină o autostradă din Moldova. Trei proiecte majore. Nu sunt atât de mari. Deci costurile ar fi undeva la, până, nu știu, 6-7 miliarde de euro. Dar bine, poate să le asume pe termen lung, cu și cu credit, că eu cred că orice bancă, și bancă mondială, orice bancă poate. S-ar băga la așa ceva 100%. Bineînțeles că asta 100%. Aici aduce și venit. Deci o parte din banii se regăsesc și se întorc înapoi din încasări. Deci automat. Și asta va fi un lucru extraordinar. Dacă în 2020 vom avea aceste autostrăzi, atunci pot să spun și eu, sau eu știu, pot să mă gândesc că, zic, bă, într-adevăr, și România rezolvă problema. Și te uiți de aici, ca rușii, ăsta rușii, eu cu gândul la rușii, ungurii au venit cu autostrada până la noi și pleci de la Bleacă, de la Viena, în 6 ore, în 7 ore la Bușteni. Păi, e într-un fel. Așa fac 10 ore până la Arad. Sau o scurtă pauză de publicitate și revenim, stimați telespectatori. Radiologie dentară Marafca Dental. Siguranță și performanță maximă cu doze mici de radiații reduse. Tomografie 3D. Teleradiografie. Bite Wing.
Vă așteptăm în centrele noastre din Ploiești. Zona Catedrală, Bulevardul Republicii, colțul Elena Doamna sau strada Ștefan Greceanu, zona Covici-Calți. Hai, bine. Revenim, bine, stimații telespectatori, cu invitatul meu, Emanuel Savin, primarul Bușteniului. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre tot ceea ce a însemnat petrolul și acea rămânere în Ploiești, grație susținerii pe care a avut-o și din partea dumnealui și din partea omului de afaceri Lucian Rădulescu. Și de aceea, închizând cercul, vreau să-l întreb pe domnul primar și tot legat de fotbal, dacă acolo, către Bușteni, și vin pentru aceasta, în sprijinul acestei afirmații, cu un comentariu al lui Dan Dumitrescu, un prieten al emisiunii, care spune că vreau să-l felicit pe domnul Savin pentru tot ceea ce face în orașul Bușteni și aș vrea să-l întreb pe când o echipă de fotbal care să reprezinte orașul, măcar la nivel de Liga 4. Gândiți-vă că dacă vom finaliza stadionul, vom avea un stadion de 5.000 de locuri, deci va fi un stadion internațional de atletism, cu pistă, sub tribună, cu centru spa, cu tunel de pregătire, cu 60 de locuri de cazare de 45 stele. Deci gândiți-vă, va fi un stadion ultra-modern, pentru că și sus la Piatra Arsă, anul acesta s-au alocat bani pentru investiții. Piatra Arsă al cui e? Piatra Arsă este a Ministerului Tineretului și Sportului. Dar nu-i pe Dâmbovița? Nu, e la Bușteni, aparține de Bușteni Piatra Arsă. Da. Piatra Arsă aparține de Bușteni. Și acolo se face stadion sintetic cu pistă de atletism, iar jos vom avea stadion, teren de fotbal încălzit, cu pistă încălzită, cu nouă culoare, pentru etapă de cupă mondială, pentru campionat european, deci la nivelul ăsta va fi stadionul. Asta este o știre minunată. La nivelul ăsta va fi stadionul și chiar pot să vă prezint într-o emisiune, am o prefezabilitate, dar urmează, v-am spus, avem o problemă cu un teren acolo în curtea stadionului, trebuie să o clarificăm acolo la sfârșit de an și în prima parte a lunii ianuarie să predăm stadionul către CNI pentru aprobarea și validarea investiției. Bineînțeles, noi avem și sala, dar nu știu dacă ne aprobă și sala de sport, pentru că au spus cei de la CNI că au stadionul la Craiova, stadionul de la Târgu Jiu în construcție și să vedem ce bani ne pot aloca. Uh-huh. Și atunci vom avea, într-adevăr, să pretează foarte bine pentru atletism, pentru că sus avem 2200, jos avem 900 de metri. 900 de metri este ideal pentru pregătirea sportivilor de performanță. Discutăm de atletism. Și atunci putem să-i răspundem că atunci, gândiți-vă că ne mănâncă atunci să avem și noi. Cu siguranță voi da stadionul, că eu investiția dacă o fac, mai ales că mi-o face CNI-ul, cu siguranță voi da la o echipă, cine vrea să-și pregătească, să-și ține echipa a doua, cum ar fi un Petrolul, eu știu, Astra sau cine, nu știu, Steaua, poate vrea să-și ține echipa a doua la Bușteni. Nu, Steaua nu. Nu am spus Steaua, am dat un exemplu cluburile mari, pentru că stadionul nici nu pot să-l dau la oricine. Păi nu, dar o să aveți vacanțe de iarnă, de vară. Gândim, pe stadionul ăla se va putea juca meci oficial de divizia națională, de Liga 1. Adică poate să joace Steaua cu Dinamo în Cupa României la Bușteni. Așa vreți să-l aduceți? Păi da, la standardul ăla? Eu vă arăt standard, să vedeți prefezabilitate. Deci așa e stadionul. Cu stadion încălzit, cu tot ceea ce înseamnă. Deci dacă se ține pe el etapă de cupă mondială sau, eu știu, campionat european. De ce nu s-ar ține și un meci de Liga 1? Un meci de Liga 1. Gândiți-vă că el va avea, bine, din start. Deci pot să vă prezint, să vă dau o descriere a tot ceea ce acolo nu vă vine să crede. Deci exact după ultimele standarde. Frumos. Și dacă reușim, normal, ar trebui într-un an de zile să fie gata. Dacă să vedem cum începem, să vedem cum va fi. Atunci automat ne gândim și la o echipă de fotbal, pentru că eu, dacă fac și stadion de fotbal, atletismul fac pregătire pe pistă, fac pregătire pe, eu știu când, dar restul se poate juca fotbal pe stadion, pentru că e și un teren sintetic lângă el care vom avea. Îl veți face cu iarbă naturală? Da, cu iarbă naturală. Nu știu, să vedem ce spun și sper. Deocamdată e cu iarbă naturală. Dar dacă nu, ne gândim direct la sintetic, ca să nu mai avem. Dar încălzit, ca să fie, și atunci automat scurgerea la dezgheță, adică degivrarea asta se face foarte ușor. Să facă mai repede. Și atunci merge mai bine să nu mai avem tot anul, că la noi totuși e anotimpul, știți cum. Sigur e. Că da. Și e foarte, foarte bun și situația, să joacă la Chiajna în divizia Liga 1. Fără probleme, da. Și îl facem și repede, pe sintetic. Se face mult mai repede decât pe natural. E greu, gazonul, ați văzut ce ați pățit și petrolul, gazonul se întreține, e totuși la 3-4 ani sau, eu știu, 2-3 ani trebuie. Și asta aici, la Ploiești, apoi la munte. Da, și la noi îngheață, se dezgheață. Da, asta. Bună seara, domnule Savin, spune Cristi Olteanu, un alt
un alt prieten al emisiunii. Apreciez foarte mult inițiativa dumneavoastră de a vă alătura lui Lucică Rădulescu și de a readuce petrolul pe Ilie Oană. Peste 10.000 de euro pentru 3 meciuri este o sumă destul de mare pentru a fi donată așa, pur și simplu, ținând cont că a fost și intrarea liberă. Iar Cristi Olteanu spune că un bilet de 5 lei intrarea generală cred că acoperea suma. Să fie oare această inițiativă, și aceasta este întrebarea care se desprinde din ceea ce a spus Cristi Olteanu, să fie oare această inițiativă debutul unei implicări mai puternice la club și de a readuce petrolul acolo unde e locul, adică la cupe europene, de a umple stadionul și împreună cu Lucian și alții de teapa lui și a dumneavoastră să vă recuperați investiția? Este vorba de sume mari de bani. Nu, noi n-am... Nu v-ați gândit la așa ceva? Eu am gândit-o din prima să facem cu intrare liberă. Am spus, domnule, dacă tot suportăm, e bine să facem intrare liberă, pentru că petrolul are atât de mulți fani și atât de mulți spectatori și păcat să nu le oferim, dacă tot joacă acasă, să joace fără... Adică să fie intrare liberă, da. Fără bani. A doua problemă, dacă stăm să ne gândim, problema e de viitor. Petrolul trece pe momente grele. Petrolul rămâne petrolul, să știți. Petrolul a mai fost și în B. Și în A și în B. Na, deci nu e nicio rușine. E o perioadă. Dar trebuie lăsat să joace pe stadion aici. La, indiferent că petrolul tot și în B, dacă joacă, va promova din primul an. Vă dați seama că nu... Nu mai va fi așa ușor, domnul primul. Se promovează ușor. Sunt foarte multe echipe care stau la coadă. Se promovează ușor. Petrolul va promova dacă va retrograda. Dar nici acum încă petrolul nu e retrogradat. Nu e departe de a fi retrogradat. Pentru că a dus în play-off, câștigi 3-4 meciuri, la revedere. Ai scăpat și mai ales cu alea care trebuie. Ai scăpat de retrogradare. Și petrolul, cum spuneam, petrolul rămâne petrol. Petrolul trebuie să rămână aici la Ploiești, să joace la Ploiești, indiferent că e în A, indiferent că e în B, va avea același număr de spectatori. Are simpatizanți, indiferent. Eu mi-aduc aminte și pe timpul, să zic așa, în 83, eu am aminte în 82 la Sinaia. Și am făcut cantonamente împreună cu ei, dacă stau să mă gândesc, la Simaciu, la Mârzea, la Mitică, Toporan, la Mitică Jipă, da. Cu toți, am, pot să spun că am copilărit, ei stăteau în hotel la Păltiniș, soția mea lucra la Păltiniș și în fiecare zi mă întâlneam cu toți, plus că jucam meciuri amicale o zi, da, una, o zi, eram în permanență, eram împreună, adică așa ne simțeam, ziceai că suntem în, și toată iarna făceam cantonamente împreună la Sinaia. De ce se putea atunci așa cum nu se mai poate? Și ați văzut că plecăm în Turcia, în Japonia. S-a făcut echipă cu fotbaliști de atunci și cu Gușă de la Divizia C și cu Decu care se lăsase. Și ați văzut ce echipă a făcut atunci Dragomir și stăteam și mă gândeam, zic, bă... Nu mai fi fotbaliști pe lumea asta? Ba da, dar trebuie să fie cineva care să stea, să ați văzut. Trebuie adunat... Să iubească un pic petrolul ăsta. Trebuie luați copiii, că sunt, să pot lua cu achiziții subțiri. Uite, mă întorc din nou la Vivi. Na? Vivi e prietenul meu de o viață. Vorba aia, am jucat mulți ani împreună pe la București cu Poliția Rutieră. Pot să spun că a făcut o echipă la Petrol chiar din nimic. Cu 5.000, cu 3.000. Din nimic și cu nimic. Din nimic cu 5.000, 10.000. Păi sunt eu, pot eu să-i dau 100-200 de mii. Eu din buzunar dam 100-200 de mii. Dacă să aducem, dacă îi găsim, să-i luăm, să mă apuc de impresariat. Să-l iau pe Vivi. N-ar fi rău. Și dau eu banii lui Vivi. Ia-mă 200.000, 300.000. N-ar fi rău, domn primar. Și zic, hai să facem, să ne ocupăm de petrol. Dar să avem siguranța că stadionul e lăsat la club, cel care vine, că nu mă interesează să fiu eu, să mă ocup eu de echipa de fotbal petrol sau să iau eu petrol. Nu mă interesează asta. Am mâncat pâine asta, probabil că m-am lăsat la timp și cred că atunci când am ieșit primar, probabil Dumnezeu a vrut să ies primar, că cine știe, mai rămâneam la Alba Iulia și eu știu ce năzbâtii mai făceam pe acolo, că la vremea aia... Erau ale tinereții valuri. Erau alte vremuri. Mai venea Pinalticoar, mai venea Nea Jean, mai erau venea altfel discuții, Bercea, cu nu știu ce. Da. Erau cu totul altă. Erau... Da. Bine, era și fotbal, nu pot spune că nu se juca. Era fotbal frumos, sigur. Și nu erau așa de mulți străini. Eu n-aveam niciun străin. N-aveam la Alba Iulia, am promovat echipa în divizia B și am promovat în A și n-aveam niciun jucător străin. Atunci da. Da. După aia... Eu urmăresc în 2004. În 2004 am ieșit și m-am lăsat de fotbal. Și cred că așa a vrut Dumnezeu, că m-am retras un pic. A fost bine, e bine. Regretați momentele alea? Mă simțeam extraordinar atunci, pot să spun că am mai cărat bani de acasă și am mai băgat bani la fotbal. Și cunoașteți pe cineva care s-a îmbogățit de la fotbal, domn Savi? Nu. Și e greu ca să se îmbogățească și de aceea trebuie Consiliul Local să aibă multă indulgență și
să gândească soluția pentru petrolul. Probabil că, eu știu, o să apară investitori, că petrolul e un club care e vânat de investitori, pentru că are spectatori foarte mulți. Nu e încătare, văd că nu e nimeni care să... Vânător, da. O să apară, o să apară. Credeți noastră? Știți ceva? Fără să ne spuneți. Știți ceva? Nu. Cunoașteți ceva? Nu știu nimic, dar cu siguranță... N-are cum. Cu siguranță nu are cum un club ca petrolul să nu vină cineva să-l... Că știți, dumneavoastră, dând două telefoane ați aflat tot. Dar, nu știu, actuale, eu, sincer să fiu, nu mă cunosc cu actuale proprietari ai clubului, dar nu am avut niciodată nicio discuție pe temă de fotbal. Adică legat de faptul, vor cu tot... toată inima să vândă, că așa declarativ, păi, pentru mass media, la urma răspunsul urme, e da. La urma urme, nu ca să vândă, că la urmă s-ar putea să n-aibă ce vânde, să găsească soluții, să preia. Pentru că eu când am plecat de la Alba Iulia, n-am luat nimic după mine. Am vrut să dăm titlul la, după ce am terminat în 2004, să-l dăm la Piatra Neamț, să luăm 800.000 de euro și să achităm vreo 400.000 datoriile, să rămân în divizia B echipa și nu știu ce. N-au vrut primarul de la Alba Iulia și atunci m-am retras și am plecat. La revedere, să trezi, că o să ajungeți în divizia C. Și în divizia C au ajuns în 2 ani de zile. Ați avut o gură. Da. Dar și nu ați ajuns primar. Da, am ajuns primar. Au zis, dacă ar fi să plecați de aici, din primărie, spre ce v-ați mai gândit și la altceva? Nu m-am gândit. Intenționez să candidez la... Deci voi fi candidat la primăria Bușteni și probabil că mă gândesc că dacă e să schimbăm clasa parlamentarilor, să plec pe listă la un partid la Parlamentul României. Așa ați vrea. Și sper să ajung în Parlament. Nu va ajunge, nu mi-a rolul ăla de Bușteni, ce căutați în polul ăla? Acolo se pot schimba lucruri foarte multe în Parlamentul României. Și ați vrea să... Dar trebuie să găsim... să zic așa, mă zic o gașcă mai... Mai bine. O gașcă mai, mai rebel de parlamentari, să ajungem să putem să schimbăm... Un pic de viziune. Să ne luăm... Pentru că, eu vă spun, sunt o grămadă de gafe. Uite, mă uitam acum la codul administrativ. Eu sunt în comisie la codul administrativ. Mă uitam la codul silvic. Știți cine a făcut la codul silvic? L-au făcut tot așa, din birou, l-au făcut. Habar n-au pe ce lume trăiesc. Cine au făcut acum? Avem o problemă cu sursa de apă. Deci toate captările în România sunt în... Vă dau... Încep din, acum ne-am luat de Parlament, discutăm de politică. Dar nu, nu-i politică, asta e mai mult administrație, nu-i politică. Dar nu se gândesc când fac o lege. Zice, reabilitare, sistem de alimentare cu apă. Și am și înlocuire conductă. Conductele mele sunt de 40, 60, de 80 de ani, de pe timpul regelui. Am 7 captări. Deci n-a băgat nimeni un leu apa la noi, vine de la natură, n-ar trebui să plătesc niciun leu apa la Bușteni. Nu s-a prins niciun bec. Și în fiecare an dăm profit, în fiecare lună dăm profit la SC Hidro aici, la Ploiești, adică hidropracua. Dar altceva vreau să spun. Când faci tu codul silvic și nu-i dai voie lor să schimbi conducta, nu dă voie să intervin, să reabilitez, să repar, dar nu dă voie să-mi locuiesc. Mă pune să scot în circuitul forestier. Păi bă, cum să vă dau atâtea miliarde să-mi loc să bag banii, să fac infrastructură, să vă dau vouă la ronsilul ăsta? Pe ce să vă dau? Eu am conductele mele, sunt în pădure. M-ați găsit cu ele la voi, în pădure. Codul civil spune că trebuie să-mi dați dreptul la utilități. Dar n-am voie să o înlocuiesc. Dar dacă conducta mea are 70 de ani, 80 de ani, ce să-i fac? Da. Și îmi cere să scot în circuitul forestier să plătesc bani. Nu-i normal. Deci mi se pare o aberație și i-am spus și domnului, și a notat-o și domnul viceprim-ministru, domnul Dâncu. E o modificare ieri la legea 50. Deci ei nu se uită, nu citesc și nu ia legătura cu, deci să discute cu asociația municipiilor, cu asociația primarilor, cu asociația comună, pentru că noi ne confruntăm după care. Acum cu legea 50, un articol 24 care se modifică, spune că dacă orice spargere pe domeniu public e penală. Deci la mine dacă se întâmplă și sparge unul, eu nu-l văd pe ăla când sparge și trage, eu știu ce trage pe acolo, până, da? Până îl prind, deja e dosar penal. Deci nu-i de ajuns că avem abuzul în serviciu, suspiciunea de fraudă și altele, acum ne mai bagă și cu... Penalitate. Ne mai bagă penal. Să ne mai bagă în penal și cu o spargere pe domeniul public. Adică mi se par... Trebuie să eliminate o grămadă de lucruri de astea pentru că ne blocăm cu toate proiectele. Și ați găsit gașca asta de rebeli? Păi cred că o să apară. Eu zic că 80% din parlamentari nu se vor mai regăsi pe liste. Asta e părerea mea. Și e de bine? E de bine. Păi stai, mă, ce să caute în Parlament, să stea... Să doarmă. Oltean, 70 de ani acolo în Parlament. Mai are un pic și îl scoate la... Și dumneavoastră ce faceți peste 10 ani? Păi nu contează, dar vă să mă duc să stau un mandat sau două mandate, dacă nu sunt în stare, ies la pensie, pentru că termin, am 58 de ani, nu? Și la primărie, dacă mai stau, pot să mai stau un mandat, ca să mai finalizez ce. Dar v-am spus ce gândesc. Gândesc să merg la Parlament, nu știu, la Senat sau la deputați, să vedem exact
ce negocieri voi avea, cu ce partid, că până deocamdată nu știu de la ce partid voi candida. Domnul Savin, eu trebuie să vă pun întrebarea asta, că n-ai cum să nu. Dacă dumneavoastră aveți disponibilitate, știți, ziceți că știți, orașul arată cum arată, deci dovada este că vă pricepeți. Dom'le, puteți să-mi spuneți și mie, de ce nu încercați să faceți și din Ploiești un oraș care să fie funcțional? Ploiești este un municipiu și are destui oameni. Dați-mi și mie două exemple din destui oameni. Două exemple ca să le propun eu cu gura mea să fie primar a acestui oraș și să fie primar care să fie adevărat. Nu știu la... Păi vedeți că nu știți? Păi dacă nu știm nici noi de aici. Aici e că sunt foarte mulți oameni care... Cunoașteți oamenii. Nu, dar ei stau deoparte. Nu de vor ce? Să, nu vor să se bage. Nu vedeți ce se întâmplă? Că acum orice primar ajunge pe mâna DNA-ului și pe mâna... Nu vedeți că de la orice... Cum vedeți, dar dumneavoastră de ce n-ați ajuns pe mâna DNA-ului? Îți faci dosar. Eu am avut bani mereu în buzunar. Am mereu bani în buzunar. Totdeauna sunt cu buzunarele pline de bani. Și a fost mai greu ca să mă... Că toată lumea de aici pleacă. Corupția e de la ce a plecat. Nu? De la asta pleacă. Deci trebuie să ai bani în buzunar care trebuie să ai bani. Fie intangibil. Dacă vă uitați în 2007-2008, aveam, cât aveam? 3 milioane de euro sau 4 milioane de euro în cont. Deci sunt bani. Și am mai vândut niște proprietăți de atunci. Dar asta nu înseamnă că și politica trebuie să facă tot oamenii bogați. Tot oamenii care sunt cu experiență. Și în Parlamentul României trebuie să ajungă primari, președinți de Consiliul Județeni, viceprimari, oamenii care au trecut până în administrația publică pentru că ei s-au lovit, ei se lovesc. Parlamentarul, de unde, ce știe el? Când vine pe Valea Prahova, vine și mai ia pe mine de mână, să merg cu el pe stradă. Bă, dau un exemplu, de n-am nimica cu Severin. A fost odată parlamentarii noștri. Cine a trecut pe la Bușteni vreodată? Cine a văzut vreun parlamentar? Dacă am avut vreun protocol, ceva, sau a frumos. Dar restul nu a venit niciodată. La ce să vină pe la Bușteni? Ce să facă pe la Bușteni? De ce? În ideea în care totul merge cum trebuie și n-avea sens să păi vină. Păi nu, dar normal trebuie să vină să facă o întâlnire, să facă o dată pe an sau ceva, să facă o întâlnire pe colegi, cum au fost pe colegii. Deci de ce nu vin? Că era o dată. Eu țin minte că asta s-a întâmplat. La mine nu vin, că zice, lasă-vă, că oricum la Savin avem tot ce trebuie, câștigăm, nu avem nicio problemă. Dar trebuie să vină să-i vadă, trebuie să-i vină să-i vadă lumea. Nu, deci că... Păi de asta zic, vine undeva unde nu merg treburile sau cum. Să duc unde nu... Firea era dracu de politică. Așa, că e urâtă de tot. Mi s-a părut, poate, lucrul cel mai urât în care m-am băgat. Dar uite că trăiți cu ea. Adică ba da, acum nu pot să mai dau înapoi acum. Deocamdată am de gând să rămân să văd... Să văd proiectele și chiar dacă voi pleca, voi avea cabinet parlamentar la Bușteni și bineînțeles că voi supraveghea și voi lupta pentru că poate modifică și cei ai noștri, eu știu, cu abuzul în serviciu și cu lobby și cu traficul ăsta de influență. Trebuie modificat pentru că eu dacă sunt la București parlamentar și mă duc, eu pot să iau proiectele de la primărie, să le iau cu mine la ea, să le duc eu să le depun, să le dau numărul de înregistrare, să mă duc eu să le iau de la primărie, să le depun la ministerul unde trebuie. Nu trebuie să mai bată drumul și ceilalți, dacă sunt eu. În Franța primarul este și poate să fie și deci primar poate să fie și deputat, poate să fie și ministru. Am fost la Singapore și trei într-unul, da. Da. Și atunci automat, nu ai ce faci la primărie la Bușteni. Eu vă spun, nu am ce face. Mai mult de, să zic, să stau câte două ore, două zile pe săptămână, 4-6 ore pe săptămână așa. Nu ai ce face, fii. Ce se face la primărie? Deci nu ai ce faci. Ploiești e municipiu mare. Are doi viceprimari. Bineînțeles că totul pleacă și de la organizare, că la mine pot să spun că... Primar, înțelegeți odată pentru Dumnezeu. Noi cu 5 zile înainte să înceapă sărbătorile cu adevărat, adică de la Sfântul Nicolae încolo, la ora 7 seara era beznă în Ploiești. N-am avut un bec colorat. S-a făcut ședință de urgență. S-a făcut mega ședință în care până la urmă de la primărie și până la poștă. Păi nu vor să-și asume, le frică să-și asume. Dar nu mi se pare. Nu, lucrurile mi se pare. Au fost ani de zile, de 20 de ani, tot este. Nu le-a fost frică și acum 20 de ani, și acum 10, și acum 5, și acum un an. Și arăta ca o floare pleiu. Arăta frumos, Ploiești, era luminat. Era... Te bucurai într-un fel, nu știu, nu fac politică și nu mă interesează. Nu, ca să simți că vin sărbătorile. Exact. Eu în fiecare an ați văzut... La dumneavoastră acolo când trec în fața primăriei, a luat foc, ia foc. Al treilea an am avut pe fonduri europene cu iluminat un proiect în ăsta și acum în fiecare an îmbunătățim cu câte ceva și de 3 ani de zile avem iluminat, putem să spunem chiar ne-au dat și pe sondaje. Păi am văzut 100.000 de oameni care fotografiază, care își fac amintiri cu dumneavoastră, cu ăla. Nu știu, mi se pare o chestie care popularizează altfel orașul. Eu cred că municipiul Ploiești merită mai mult și
cei care sunt în fruntea lui trebuie să și asume mai multe lucruri și să știți că și aici, și la mine, e același lucru, nu e. Dar trebuie să-și asume și să fie mai curajoși. Pentru că nu te ia, nu vine să te ia nimeni că dacă ai alocat bani și banii s-au cheltuit corect, dacă sunt la vedere, au fost păseap și adus. Nu poate nimeni să-ți facă nimic, că n-ai băgat nimic în buzunar. Dar aici Consiliul Local poate să hotărască, să dispună. Nu trebuie să ajung în ziua de Moș Nicolae să mă umblu după beculețe. Da. Deci trebuie azi să fac de vară, să fac proiecte, să scoată la licitație, spun, domnule, facem sistem de iluminat. Cât ne costă? 100 de mii de euro, 5 miliarde, 10 miliarde, bă, plătești, tu poate să ducă și 5 miliarde, nu plătește ca mine 160 de mii, poate să plătească 500 de mii, 700 de mii, să aibă iluminat. Discutăm de municipiu Ploiești cu bugetul față de... V-ar fi frică, doamne, să preluați un oraș ca ăsta, un municipiu? Păi am un apartament la Ploiești, așa. Nu, zic, v-ar fi frică să-l preluați, să fiți conducătorul orașului? Nu, n-am nicio teamă, n-am de ce să... Doamne, să știți că aici nu e ușor, vă vorbesc serios. Nu e ușor, adică dacă vă zice prefectul, băi, să vine, știi care e șmecheria? Ia gata, mă. Începem treaba la Ploiești aici. Stați, da, păi nu pot să spun prefectul că nu am niciun drept la Ploiești. Dar cred că, v-am spus, oameni care sunt mai curajoși, oameni puternici, oameni care sunt și în afara politice, ar putea să vină să conducă foarte bine municipiul Ploiești. Și cred că trebuie să căutăm oameni noi, pentru că dacă stau să mă gândesc, văd aceleași fețe în Consiliul Local Ploiești de atâtea ani. Bă, frate, trebuie să-i schimbăm. Eu mi-am propus anul ăsta să schimb Consiliul Local. La mine schimb, aduc tineret, schimb 80-90% din Consiliul Local. Și eu am, într-adevăr, oameni mai în vârstă. Dar îi am de când am venit, din 2004. Dar am propus, gata, mă, ușor, și după aia mă schimb și pe mine, că o să trebuiască să plec și eu. Că așa e corect. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, merge spre întinerire. Da. Trebuie să ne gândim tot timpul la rezerva de cadre și asta mie mi se pare un lucru ciudat, pentru că îi văd ca pe niște concurenți. Eu nu. Eu caut, acum v-am spus, umblu după tineret și vreau neapărat să aduc să facem și rezerva de cadre trebuie să ai întotdeauna. Și la pregătit. Primărie, și la primărie să regenerezi, și cu angajații care iese la pensie, după aia trebuie adus unul tânăr, pentru că trebuie să înveți să ne gândim pentru viitor. Și trebuie totdeauna viitorul nostru ăsta. Și cum faceți? Îi testați înainte? Care e? I-am luat și după ce au terminat facultatea și chiar dacă n-au avut, am angajat, i-am mai trimis la cursuri, îi trimit la cursuri, îi trimit aia și ușor, ușor să integrăm. Pentru că mai multă bază am într-un tânăr decât într-unul care aici la pensie să-l reangajez sau să gândesc. Și criteriul e tot natural. Am mai plecat câte unul, mai moare câte unul, știți cum e că... Dar gândirea mea e tot timpul numai pentru... Da. Numai să gândim pentru... Să venim cu lucruri noi și cu tineret. V-am spus cu garnitură și cu oameni cu altă viziune. Cu competență și cu altă viziune. Da. Domnul Savin, spuneți-mi cum merge calendarul. Acolo știu că este o oază de... Calendarul acum nu merge deloc pentru că nu ne-a ajutat nici zăpada nu. Nici temperatura. Dacă aveam minus 5 grade, porneam toate turnurile și aveam zăpadă. Chiar ieri a fost cel care administrează domnul grădinarul, cel care administrează domeniul Calendero și zice, bă, nu ține deloc, nu avem decât zăpadă sus la 2000, decât să schiază numai la Sinaia la 2000. Acolo e paradis și Sinaia știți foarte bine că, deci acolo după mine e cel mai frumos domeniu schiabil de România de departe. Dar acolo ține zăpada foarte mult și acolo e singurul loc unde există zăpadă. Dacă ar veni acum minus 5-7 grade, avem în 72 de ore să schiază pe calendarul. S-a întâmplat într-un an când pe 20 a fost frig, a venit gerul și pe 23, pe 24... Adică în ajun, da, în ajun toate instalațiile funcționează. Știu că am fost undeva a doua, a treia zi de Crăciun și era... Avantajul avem că avem instalații de apă pe toată suprafața și putem să aducem turnurile și putem să înzăpezim în 72 de ore. Acum așteptăm, nu știu, nu e bine nici Crăciunul fără zăpadă. Parcă nu e Crăciun. Da, și dacă spuneți dumneavoastră de la munte treaba asta, noi ce să mai zicem? O să vedeți la televizor că avem pe 24 avem o petrecere frumoasă în parcul din centrul orașului cu Aurel Moldoveanu Colinde, după care ne mutăm la hotel și în curte acolo, hotelul unde v-am spus că a făcut Angela. Sacrificați iară purcelul ăla. Da, purcelul. Că dumneavoastră aveți o grămadă de... Vin urși, de Moldova, nu știu de unde i-a dus, Comănești. La Comănești. Nu, avem ceva tradițional. Asta deci a rămas an de an. Și cred că o găsesc și pe site, la mine, la hotel. Cei care vor fi pe Valea Prahovei, eu știu, pe 24 seara,
vom avea Colin de în centru. Dar îi primiți pe toți, am văzut că toată lumea care ce vrea vine la dumneavoastră. Păi trebuie să-i primim. Urătorii. Pentru că la noi, noi suntem oameni de turism și trăim din turism. Pot să spun că anul ăsta a fost cel mai bun an din ultimii 3 ani, pentru că turismul, știm cu toții, odată cu criza s-a dus și turismul în cap. Și în general hotelurile au suferit cel mai mult, pentru că dacă pensiunile sunt vândute, deci, da, pentru că de sunt mai mici și s-au vândut în totalitate toate vilele, nu e niciun loc în Bușteni. Dacă vrei să cauți la o vilă și cu toate, acum, avem, gata, sunt da? Peste 200 de pensiuni turism. Dar, spre exemplu, la hotel nu s-au vândut toate locurile. Până acum? Da. Deci încă mai sunt, eu știu, 15-20 de camere mai avem libere la Alexandru. Probabil că... Bine, m-a mai sunat azi încă 3. Dar oricum... Ușor, ușor se umple. Dar de Crăciun sunt foarte, foarte... Pentru prima dată când se vinde cel mai bine pachetul de Crăciun. Din când sunt eu la Bușteni. Lucru deci care... din 2000, de 99 de când am cumpărat hotelul, în 2000. Deci e un lucru bun pentru că văd că lumea de Crăciun urcă la munte. E bine. E bine, da? E bine, e bine. Da. Păi, dacă ar fi ca mine, n-ar urca, pentru că mie îmi place să fac acasă, dar știți cum e. Fiecare, acum nu mai, și nu mai e cum îți place. Și eu îl fac acasă, dar ajunul facem totdeauna... Acolo. Împreună cu colegi, cu vedete, cu televiziuni. Cu televiziuni, o să avem, da. O să avem mult musafiri. Vreau să vă mai întreb legat de cupa de escaladă. Campionatul Mondial de Escaladă. Da. Da, sunt... E un pic în degrigoladă Club Alpin Român și nu am reușit să picăm pe aceea și anul ăsta nu se organizează. Probabil că o să organizeze ceva, o etapă ceva și cu ai noștri, cu tot ce înseamnă alpinismul. Dar român, practic vreți să renodați român. Pentru... Trebuie să renodăm pentru că această estacadă este una dintre cele mai... Grele. Cele mai, cu grad de dificultate cel mai mare din lume. Da. Și e păcat această investiție, ați văzut-o, e ca o operă de artă, da, și da. E păcat să nu o utilizăm. Țin minte și că... sper să se facă și la Clubul Alpin, pentru că se ceartă de câțiva ani între ei acolo și nu a reușit să ajungă unul șef și tot așa. E păcat că acest Club Alpin este înființat la 1936 și Căminul Alpin e un, pe vremuri, adică el a fost și rămâne un brand al Clubului Alpin Român, da, da. Căminul Alpin din Bușteni. Și sper să, pentru anul următor, să ne pregătim de timp să punctați cum trebuie, da, treaba, da, asta. Și să aducem Bușteniul pe harta internațională sporturilor extreme. Țin minte că am fost anul trecut și am vorbit cu câțiva dintre protagoniști, foarte mulți austrieci și era și un neozelandez. Toți spuneau că ar rămâne în România 1 pentru pistă și 2 pentru oraș. Și că atât de bine s-au simțit acolo unde au fost. Nu știu, aveți și o artă de a-i duce și de a-i a le arăta. Le-a și plăcut. Ați văzut că anul acesta am avut un plus la turismul din orașul Bușteni, pentru că am avut Salvador Dalí la Castelul Cantacuzino. Exact. Acum câteva zile am lansat cele 120 de litografii, gravure a lui Picasso. Dar vă place dumneavoastră? Sau? Îmi place. Văd că... să zic așa, turiștii care vin pe Valea Praful sau care apreciază vin în Bușteni, mult. Au sete de cultură. Sigur, și, da. Bine, și nu au, castelul este... Nu au avut ocazia să cunoască. Nici eu, sincer să fiu. Eu am fost afară, am mai intrat prin castel. Dar nu m-am dus la o expoziție de pictură, la un, știu, la un Picasso afară sau la un Dalí. Și vom avea tot anul 2016 Bușteni, orașul artelor, va fi prezentat într-un proiect în parteneria cu Zamora Estate, cu Castelul Cantacuzino și... Cred că sărim de 120.000 anul ăsta de turiști. Deja suntem, numai... deja suntem la competiție cu Peleșu și cu Branu. Bravo. Bine, Branu ne bate, dar... Contează oricum, mult, contează foarte mult că e un punct de atracție extraordinar. Este trecut în circuitul ăsta turistic? Da. Și ați văzut foarte bine mănăstirea Caraiman, ce dezvoltare a avut. Cum îmi place. Tot așa a crescut. Atos în varianta românească. Da. În varianta românească. Deci avem câteva puncte, bineînțeles că avem Megaliții, sus, Sfinxul, ați văzut foarte multă lume. Acolo avem turiști din toată lumea. Ce faceți cu Crucea? Ați spus că aveți un Crucea, proiect pentru da, Crucea. Avem un proiect de 2 milioane de euro. Vedem exact mâine dimineață la ora 12, mâine la ora 12 City Managerul pleacă, se întâlnește cu domnul secretar de stat de la Ministerul Culturii. Am fost împreună la ambasada Italiei la o recepție și suntem trecuți în program. Sperăm ca în 2018 să fie reabilitată
complet. Integral. Și bineînțeles, cu un lift, cu, e un proiect foarte, foarte spectaculos. Cu view, cu, e ceva... Va fi ceva, da, un proiect. E o promisiune. Și care, probabil da, cu timpul acolo vom avea un partener care va dori să facă o telegondolă. Să discutăm, să vedem ca să, să meargă direct la cruce. Pentru că accesul prin telecabine e foarte greu și se merge foarte mult. Și dificil totuși. Și, dificil. Să fim, și sperăm să atragem un investitor pentru privat, că nu discutăm, să ne apucăm noi să poate facem. Poate în bagajul nostru. Nu. Nu mă interesează. Dar oricum, vă spun, la prima, cel care va investi traseul pentru, în general, pentru Munții Bucești, bineînțeles, cu să ajungă la cruce și de acolo vor pleca toți pe traseul, pe toate traseele turistice din Bucești, va avea de câștigat, pentru că ați văzut foarte bine la telecabine vara, sunt câte 7-8 omor. Da. Și atunci automat trebuie alternativă, o alternativă să avem, și la telecabine. Să putem să urcăm mai repede pe turiști la munte. Pe munte. Gata, stimați telespectatori, timpul alocat emisiunii a luat sfârșit. Primarul Emanuel Savin, prezent în fața dumneavoastră, v-a spus o parte din ceea ce se întâmplă acolo, la poalele Caraimanului. Să sperăm că pe toată perioada anilor viitorii, proiectele pe care le-ai enumerat în cadrul acestei emisiuni vor deveni palpabile, fezabile și că domnia sa va fi prezent și cu altă ocazie atunci când dumneavoastră o să puteți privi la televizor planurile pentru arena, care eu o să țin cu dinții de treaba asta și o să vă mai sun. Vreau să văd neapărat acel plan, pentru că dacă un stadion precum cel care îl merită Bușteniu, acolo la zona Caraimanului Bușteni, acolo unde este clubul în momentul de față, nu își va face banii, eu sunt în stare să îmi pierd capul. Mulțumesc, domnule primar, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. La mulți ani UILI pentru, TV. Da, pentru Crăciun toată lumea. Fericit. Pentru toți prahovenii și dumneavoastră și colaboratorilor dumneavoastră. Și să ne vedem cu bine în nou an. Să dea Dumnezeu și dumneavoastră, și dumneavoastră, stimați telespectatorii, vă dau întâlnire la ultima ediție a acestui an, săptămâna viitoare, la pasul Offside. Numai bine, o seară bună!